mâncat acum repede. Stați că lăsat ușa deschisă la cameră. Am mâncat acum repede. Și acum îmi schimb pantofii. Că îmi schimb batida și că mi iau ghetele de șantier pe care vi le-am arătat aseară. Am venit, până la urmă n-am mai venit cu microbuzul, am venit cu cineva de la Habitat, că a avut până la urmă loc în mașină. Așa, vezi că mi-aduc aminte că nu erau așa de ușor de încălțat cizmele astea. Așa, da, nu sunt foarte ușor de încălțat. Acesta este outfit-ul meu de șantier. Bine, mâine începe, de fapt. Să zic că vă las aici. Mâine începe, de fapt, șantierul. Astăzi mergem până acolo, dar nu am înțeles exact ce o să facem acolo. Înțeles că se aranjează, se pregătește. Plus, diseară cina. Și, da, cobor acum. Mergem să vedem șantierul, vi-l arăt și vouă. Și vedem după aia ce se întâmplă diseară. Guys, am ajuns aici pe șantier. Asta este șantierul. Astea sunt casele. Și acolo, în partea aia, sunt containerele unde locuiesc oamenii pentru care o să construiască toate casele astea. În momentul în care m-am acceptat proiectul, mi s-a părut super tare că pot să mă implic în chestia asta și că pot să vin să construiesc niște case pentru niște oameni care au nevoie, dar nu am realizat care o să fie sentimentul în momentul în care o să vin aici, ce o să văd efectiv oamenii și familiile pentru care construim. Nu am realizat sentimentul și ce sentiment o să am când o să văd cumva toată suferința și condițiile în care trăiesc oamenii ăștia și cumva toată nedreptatea în lume. Vorbesc foarte sincer, mi se pare atât de unfair că sunt oameni care trebuie să trăiască în condițiile astea și că în lume încă există lucruri de genul într-o țară europeană în care teoretic, mamă, avem creștere economică, mamă, trebuie să facem chestii, în România facem super chestii, deja suntem evoluați, suntem o țară foarte evoluată, nu, suntem evoluați în București și în câteva alte orașe. Realitatea, asta e România, din păcate, în foarte, foarte multe cazuri, asta e România adevărată. Și nu-i corect. Ne întrebăm de ce se votează într-un anume fel, ne întrebăm de ce mai există oameni fără educație, ne întrebăm de ce românii sunt nu știu cum, ne întrebăm de ce românii caută să păcălească uneori sau să găsească ei variante din lipsă de educație și din lipsă de condiții de trai. Simplu, de asta. Pentru că asta aici păcat este România. Și când te lovește așa realitatea în față, e foarte, foarte, foarte nasol. Adică îmi imaginam, dar să fie aici, sentimentul e totul altul. Bun. Mă duc să încerc să ajut. Eu nu prea am ce să fac astăzi aici. Țin friguț. Nu prea am ce să fac aici. Da, astăzi sunt inutilă într-un fel, pur și simplu sunt aici. Nici nu a venit toată lumea pe care îi cunosc, nici nu Roxana Ciuculescu care m-a invitat aici, nu este aici în zonă. Vine o albină la vlogul meu. S-a plecat la mine, așa. Și, da, mă duc să văd dacă am cu ce să ajut, dacă am ce să fac. După cum vedeți, fundațiile sunt deja turnate. Și cumva astea sunt structurile care vor veni montate. Practic mâine începem să le montăm, să le ridicăm pe fundație, să le prindem, să prindem lemnele astea, toate cele. Mai multe nu știu, că nici eu mă pricep asta, am dedus eu după cum erau puse aici. Țevile, instalația, toate astea, după cum vedeți, sunt trase ca acolo, de exemplu, și inclusiv electricitatea. Aia electricitatea bunesc. Și alea sunt țevile. Probabil acolo să fie o baie, încă baie acolo, încă baie acolo. Deci sunt 3
Nu. Undeva trebuie să fie și o bucătărie. Nu o să mai încerc să fac treaba asta, pentru că se pare că nu... La arhitectură nu puteam să dau. Da. Și cam atâta. Da. Și aici este cortul principal. Partea asta. Acolo e cortul staffului. Și în partea asta toalete și pe acolo e intrarea principală. Mâine o să vedeți aici, de fapt de diseară, o să vedeți că diseară avem o cină festivă cu toată lumea și cu toți voluntarii, 200 de oameni. O să vedeți exact cât de mulți suntem și, bine, cred că și pe mine o să mă ia prin surprindere cumva cât de mulți vom fi. E prima oară când particip la așa ceva și cu siguranță o să fiu luată prin surprindere, dar o să fie drăguț. Am dormit un picuț, am venit în cameră pe la 4:30 și e 5:15. Și am dormit un pic, mamă, e foarte frig aici. Am dormit îmbrăcată și acum mergem la cina festivă de diseară și mi-am luat și geaca pe mine. A, și voiam să vă arăt cum arată și gecuța mea de 14 ani. Mi se pare super tare. Și acum, după ce o port, sincer, îmi doresc să... cum se numește, să nu se strice un acest big build și să reușesc să o port și după, pentru că mi se pare foarte tare. Da, deci acesta este outfitul meu de șantier. Da. Chiar râdeam cu Andreea că ar trebui să fac, stai cum am zis, machiaj de șantier. Am la mine tot ce trebuie pentru machiaj de șantier, da. Am luat și telefonul. Am încărcat și telefonul, că nu prea aveam baterie. Asta e așa. Nu funcționează priza. Pe asta tot grămadă l-am încărcat. Ai trebuit să încarce. Da. Ne vedem la cină. Suntem la, v-am zis, la 22 de kilometri distanță de hotel de aici, din Horezu. Aș fi vrut în cameră să reușesc să editez vlogul, dar mi-a fost somn. Chiar mi-a fost somn și am vrut să dorm un pic. Și am dormit și puțin. Bine, ne vedem la cină. Mai stau un pic să încarce 3% telefonul și cobor să plecăm, pentru că facem cam o oră până la locul unde luăm cina, unde să fie un cort mare. Rămân captive. Și de cele mai multe ori motivele sunt lipsa banilor, uneori lipsa cunoștințelor și lipsa unei mâini de ajutor. Fără să știm, în jurul nostru aceste mii de familii sunt, de fapt, prizonieri. Am ajuns în cameră după cină. Și, cum să vă zic, acolo n-am putut să filmez foarte mult pentru că era foarte mare zgomot și nu se auzea absolut nimic. Am cunoscut și familiile mai de aproape. Deci, toată seara venea să plâng, cred că o dată la 5 minute. Vorbesc foarte serios. Mam! Mă uitam așa la copii. Erau acolo copilași de... Era o fetiță de, cred că, 9 luni. O fetiță de 2 ani. Copii micuți. Și mă uitam la ei cum râdeau. Zâmbeau la toată lumea. Fetița aia de 2 ani alerga pe acolo peste tot, se juca. Și mă uitam așa la ei, cum copilașii ăia, într-un fel, încă nu realizează ei cumva ce start greu au în viață, că s-au născut în sărăcie și în condițiile astea. Și mi se pare foarte, foarte, foarte trist. Îmi pare foarte rău că acum plâng pe vlog, dar m-am obținut toată seara. Și mi se rupea sufletul că mă uitam la copilașii ăia și erau așa de veseli și așa de puri. Și nu știu ei încă săraci ce greutăți îi așteaptă. Și mi se pare atât de nedrept. Deci atât de nedrept.
Chiar mi se pare mult prea nedrept totul. Da. Am ce să mă apuc să editez vlogul, să-l postez și mâine dimineață la 8 mergem pe șantier. La 7:30 plecăm de aici. La 7 ar trebui să ne vedem la micul dejun. Și mâine ne punem pe treabă. Sincer, abia aștept. Chiar după ziua de azi sunt atât de motivată, nu știu, să trag, să se construiască mai repede, să, nu știu, să fac absolut tot ce pot ca să ajut. Absolut tot ce pot. Deci chiar sunt foarte, foarte motivată să fac chestia asta și abia aștept. Chiar abia aștept să merg mâine pe șantier și să dau acolo absolut tot ce pot. Da, guys, vă las. Asta acum vă zic și eu noapte bună. E 10 și eu o să mai iau probabil vreo jumătate de oră să fac vlogul de ieri și să-l postez și să mă asigur că e postat și toate cele. Și după aia mă culc și eu, mă demachez și mă culc, că mâine muncă, 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 facem treburi. Bine, vă las și ne vedem mâine.